Preacuvioși părinți și frați, iubiți credincioși, pas cu pas, dar atât de repede, pentru că am și pierdut noțiunea timpului, ne apropiem de începutul postului mare. Duminica aceasta, numită Duminica Vameșului și a Fariseului, marchează începutul triodului, care conține și postul mare. Numele triod vine de la cele trei cântări, sau tricântarea, care se adaugă la canoanele obișnuite de la utrenie. Înseamnă în același timp și trei perioade. Prima perioadă, care începe astăzi și se termine cu Duminica izgonirii lui Adam din Rai, ne este așezată înainte ca o perioadă de autoexaminare, ca un răgaz de care avem nevoie pentru a putea fi gata să intrăm în timpul de post al Domnului Iisus Hristos. Împreună cu El să stăm 40 de zile în pustie, iar la sfârșitul acestuia să putem împreună cu El să rezistăm ispitelor cu care El a fost încercat, și împreună cu El suntem și noi încercați de către cel rău. Și vom avea chiar la începutul postului, ca pe o ușă de intrare în El, Duminica Iertării. Duminica este un moment de bucurie, un moment în care suntem eliberați de Domnul Dumnezeu din robia lumii și suntem purtați de El în pustiu, în acel loc în care viața este cu neputință. Dar noi știm că Domnul însuși ne va trimite în nor și stâlp de foc pentru a ne călăuzi și, așa cum ne-a promis, nu ne va lăsa orfani. Cu această nădejde vom intra în postul mare. Mai întâi însă va trebui să trecem prin Marea Roșie, iar noi înțelegem aici chiar Duminica Iertării. Pentru a putea să treci acest pustiu destul de înfricoșător al postului, avem nevoie ca toată atenția noastră să fie îndreptată către Dumnezeu. Rugăciunea ne va fi reazem, dar spun părinții că cele pe care le avem împotriva fratelui nostru se vor face piatră de poticneală la rugăciune. Perioada aceasta în care intrăm astăzi ne pregătește pentru așa ceva. Începem astăzi să ne aducem aminte de cuvintele Domnului: nu judecați ca să nu fiți judecați. Judecându-mă pe mine și renunțând la a-l judeca pe celălalt, eu devin stăpânul destinului meu. Mai bine zis, îmi creez cel mai bun destin, pentru că mai întâi de toate nu voi fi judecat, și apoi eu, renunțând la îndreptățirea de sine, îi dau lui Dumnezeu ocazia să mă îndreptățească. E un momentul în care îi iert pe ceilalți, îmi afirm de plina mea libertate. Când mă smeresc înaintea Lui, îl las pe Dumnezeu să mă înalțe, căci scris este: oricine se înalță pe sine se va smeri, iar cel ce se smerește pe sine se va înălța. Pe scurt, am spus de fapt toată întâmplarea pe care am auzit-o astăzi în Sfânta Evanghelie. Vameșul a intrat astăzi în templu și pentru că a început să se judece pe sine, a împlinit cuvântul. Căci de ne-am fi judecat pe noi, ne-am fi judecat noi înșine, nu am mai fi judecați de Dumnezeu, spune Sfântul Apostol Pavel.
De aceea Domnul însuși a spus despre el că a plecat îndreptat la casa lui. Cel drept, cel supus, împlinitor al legii, fariseul, intră și el în templu astăzi, dar nu în același chip. Fariseul era curat în ceea ce privește rânduiala vieții lui, drept înaintea lui Dumnezeu și a oamenilor. Vameșul pe de cealaltă parte era rău în ochii lui și în ochii oamenilor și credea că este așa și în judecata lui Dumnezeu. Fariseul și-a început rugăciunea corect, cum am spune noi astăzi, așa cum scrie la carte. Dar iată că s-a întâmplat cu el exact ceea ce a spus acel părinte împateric. Și anume că ceea ce avem împotriva aproapelui se va face piatră de poticneală în timpul rugăciunii. În momentul când s-a comparat cu vameșul și l-a disprețuit, rugăciunea lui s-a transformat în păcat. Frați creștini, noi pentru aceasta începem astăzi să ne pregătim. Învățăm să nu-i mai judecăm pe ceilalți și să începem a ne judeca pe noi. Acesta este drumul către mila lui Dumnezeu. Așa cum au intrat astăzi în templu vameșul și fariseul, intrăm și noi în biserică în această perioadă a triodului. Să luăm ca exemplu pe vameș, căci nu-i așa, suntem toți păcătoși și nevrednici de a păși mai adânc în biserică, mai aproape de Dumnezeu. Să luăm învățătură din cunoștința vameșului, care știa ceea ce fariseul nu știa, anume că mila poate face minuni, că mila omului poate anula chiar și cruzimea omenească, iar mila lui Dumnezeu poate suspenda atât judecata, cât și condamnarea. El a intrat în templu, dar a rămas în pragul lui, deoarece templul reprezenta sfințenia lui Dumnezeu, tărâmul dreptății omenești și dumnezeiești. Cu alte cuvinte, tărâmul dreptății în sens juridic și al îndreptățirii din partea lui Dumnezeu. De aceea el considera că nu era loc și pentru el acolo. Dar el a stat la prag sperând ca miracolul compasiunii și al iertării să lucreze și pentru el. Și a fost iertat pentru că a descoperit lucrarea lui Dumnezeu în adâncimea ei. Fariseul în toată dreptatea lui nu a putut pătrunde în această adâncime. Fariseul intrase prin dreptatea lui, adânc în tărâmul legii. Vameșul, neavând dreptate, nu a putut să ajungă lângă fariseu. Totuși, prin nădejde și smerenie, prin nebunia nădejdii și a credinței, a intrat nu în tărâmul legii, ci al harului. Iată că acolo unde dreptatea devine înșelătoare, cumințenia ne salvează. Vameșul se face pentru noi astăzi pildă de cumințenie. Intrând în perioada triodului, să intrăm și noi ca acest vameș, cuminți și smeriți, având conștiința că nu intrăm oriunde, ci în casa lui Dumnezeu. Astăzi pare că Dumnezeu este exilat în propria lui casă, dar noi să fim cuminți, nu ne luptăm cu lumea care l-a exilat, ci îl urmăm în exilul său.
Nu este așadar vorba despre noi, ci despre Dumnezeu. Nu ne căutăm dreptatea noastră, nici restaurarea ei, ci căutăm mila lui Dumnezeu, care face mai mult decât să ne repare greșelile, mai mult decât să ne le șteargă. El ne face făptură nouă. Vameșul își bătea pieptul cu pumnii, căci căința lui era mare și durerea că nu îi se cuvine să intre mai aproape de Dumnezeu era și mai mare. Dar era în acest vameș ceva și mai mare, care le depășea pe toate acestea, și anume nădejdea, care se manifesta prin încrederea pe care o avea în mila lui Dumnezeu. De aceea nu putea să spună altceva decât: Dumnezeule, milostivi mie păcătosului. Cine își cunoaște starea înaintea lui Dumnezeu, înțelege și felul în care să se așeze înaintea Lui. Așa după cum ne învăța Părintele nostru Iachint, de la Dumnezeu, zicea el, să nu cerem altceva decât milă și iertare. Intrând în această perioadă a triodului, să căutăm să punem în fiecare ceas începutul cel bun și să ne rugăm ca Dumnezeu să ne fie alături în fiecare acest început. Împărăția lui Dumnezeu este dragoste, milă și bucurie în Duhul Sfânt. Să ne curățăm mai ales de îndreptățirile noastre cu care ne-am obișnuit să ne înveșmântăm și să luăm asupra noastră veșmântul lui Dumnezeu, care este smerenia. Să încetăm să ne comparăm cu ceilalți, pentru ca bruma noastră de nevoință să nu ni se facă pricină de osândă, ca în cazul fariseului din pilda de astăzi. Să intrăm în post și în biserică așa cum a intrat vameșul, cu adevărat ca în casa lui Dumnezeu. Aici este poarta cerului și scara pe care a văzut-o Iacob, pe care coborau și urcau îngerii lui Dumnezeu. Aici este ușa pe care păcătosul, dacă intră smerit și cu minte, iese înger. Să învățăm să intrăm în biserică, să venim ca înaintea Domnului Dumnezeu și să nu uităm că aici este locul în care Dumnezeu a zis că acolo unde sunt doi sau trei adunați în numele meu, acolo voi fi și eu. Cu adevărat, Domnul este în mijlocul nostru. Numai noi să nu uităm că și noi trebuie să fim împreună, iar nu dezbinați. Avem atâta nevoie de această unire și pe măsură ce trece timpul ne dăm seama că avem din ce în ce mai multă nevoie de asta. Începem astăzi să învățăm de la vameș cum este să intri în biserică fără îndrăzneală, învățăm tăcerea adâncă a omului smerit. Învățăm ceea ce este și ceea ce nu este biserica. Biserica este locul în care Dumnezeu ne așteaptă mărturisirea propriei goliciuni sufletești, pentru a ne da îndreptățirea sa, ba mai mult, pentru a ni se da pe el însuși în taina împărtășaniei. Biserica nu este spațiul în care intrăm ca într-un muzeu cu icoane pe pereți, pe care le privim distrași cu gândul la ce avem de făcut mai târziu. Nu este nici spațiul în care intrăm pentru a primi împărtășania. Aici se primesc sfintele taine nu pentru a ne adânci
goliciunea sufletului, ci dimpotrivă ca leac împotriva acestei goliciuni. Aici venim smeriți, asemenea vameșului, învățând să fim profund tăcuți în prezența lui Dumnezeu, închinându-ne în cumințenia inimii, tăcuți în fața măreției celui care a murit pentru noi, dar și cel care a înviat pentru a ne dărui viața sa, pentru a putea fi părtași acestui mare dar care este Sfânta Liturghie, în care ne unim cu El, Domnul și Dumnezeul și Mântuitorul nostru. Această dorință a inimii învățăm astăzi că trebuie să o facem a noastră și fie ca Dumnezeu să ne călăuzească pe toți credincioșii, creștini, preoți, monași și mireni, toți slujitori ai lui Dumnezeu în diferite locuri, în acea liniște profundă a sufletului în care ne putem împărtăși unii de alții, pentru că toți suntem în comuniune cu Dumnezeu cel viu. Amin.